multiplele remediale doctorului inimii Planta minune despre care francezii spun că lungește viața cu cel puțin 10 ani specialiștii francezi numesc preparatele din păducel laptele bătrânilor ca o aluzie la florile albe ale plantei și la proprietățile tămăduitoare excepționale constatate la persoanele vârstnice cu inima șiubrăzită. De aceea bătrânii francezi beau zilnic cel puțin un ceai de păducel convinși că le prelungește viața cu minimum 10 ani Medicina tradițională de la noi folosește preparatele din păducel în peste 50 de afecțiuni, în principal la cele cardiace și nervoase. Păducelul este un arbust spinos, uneori arborescent, cu frunze lobate și flori albe crem, uneori roz, frumos mirositoare, grupat în buchete în clasificarea botanică, face parte din familia Rosaceae, ca și măceșul, și cuprinde circa 250 de specii răspândite în toată lumea, majoritatea cu proprietăți medicinale, dintre care în România se găsesc 5 specii, Crataegus monogena, C. Oxacantha, C. Pentagena, C. Laevigata și C. Macrocarpa, cu denumiri populare de păducel, ghergin, Gherghinar, Mărăcine Alb, Mălăieț și Mălaiul Cucului. Crește în toată țara, mai mult în sud și în est, din zona de câmpie până în arile submontane, răspândit în liziere, crânguri, tufărișuri, păiem, margini de pădure și pe versanți însoriți, urcând până la altitudinea de 1400 de metri. Organele vegetale utilizate în scopuri terapeutice sunt florile, frunzele și fructele. Florile se culeg manual, împreună cu frunzele, în buchete, la începutul înfloririi, pe timp însorit, după ce s-a ridicat roua, între orele 11-15. Se transportă în săculeți de pânză și se usucă la umbră, în strat subțire, cu întoarcere zilnică, pentru a evita degradarea, de preferință în poduri acoperite cu tablă. Artificial, se usucă la temperaturi sub 350 de coulombi. Fructele cărnoase, comestibile, se recortează manual, fără peduncul, de preferat toamna, după căderea brumei, când sunt bine coapte și au culoarea roșie și gustul dulceag, ușor acroastringent, datorită conținutului în vitamina C. Fructele se deosebesc de alte fructe roșii de toamnă prin aceea că păstrează resturile sepalelor în partea superioară. Uscarea se face la umbră, în încăperi încălzite și cu bună aerisire, iar artificial la temperaturi sub 350 de coulombi pentru flori și 700 de coulombi pentru fructe, cu ventilație continuă. Randamentul la uscare este de 5-1 la flori și 2-5-1 la fructe. Proprietățile terapeutice păducelul are însușiri multiple, pe măsura conținutului foarte variat de principii active existente în flori, frunze și fructe. În primul rând, sunt luate în considerare acțiunile exercitate asupra aparatului cardiovascular, vasodilatatoare în special la nivelul vaselor coronariene și periferice, hipotensive, brachicardizante, tonic cardiace și tonotrope asupra miocardului, datorită compușilor flavonici. În sistemul nervos central acționează prin efecte sedative, antispasmodice și ușor hipnotice. În plus, acționează ca bronhodilatator, febrifug și stimulator al respirației. Remediul valoros pentru bolile de inimă efectele tămăduitoare ale produselor sunt asigurate de amestecul complex al principiilor active care acționează sinergic asupra diferitelor afecțiuni malabive. Se pare că nu există în natură un prieten mai bun al inimii decât păducelul, care intră în rândul remediilor cu cea mai mare eficiență în prevenirea și tratarea bolilor cardiace și vasculare, mai ales dacă au la bază un substrat nervos. Dintre aceste afecțiuni pot fi menționate insuficiență cardiacă manifestată prin miocardită, cardiopatie ischemică, dureroasă sau nedureroasă, și riscul acceselor de angină pectorală, angor pectoris hipertensiune arterială și tensiune oscilantă, care sunt reglate prin îmbunătățirea vascularizației, în urma vasodilatării arteriale, coronariene și periferice. Tulburări de ritm cardiac cu extrasistole, palpitații, tahicardie paroxistică, aritmii, spasme vasculare și bufeuri congestive. Ateroscleroza coronariană, cu blocarea sau reducerea fluxului de sânge oxigenat de la inimă spre creier, tratamentele având rolul de a îmbunătăți circulația la nivelul scoarței cerebrale și de a preveni accidentele cerebrale, congestii, nevroze cardiace și stări de excitabilitate cu aritmie perceptibilă. În toate aceste boli cardiovasculare, efectele benefice ale tratamentelor cu preparate din păducel sunt recunoscute de toți medicii terapeuți, care apreciază acțiunea stimulatoare asupra activității inimii bolnave și întărirea forței de contracție, mai ales după secele postinfarct. În bolile cardiace degenerative se inhibă pătrunderea ionilor de calciu în celulele miocardice și se reia în nutriția optimă a mușchiului cardiac. Păducelul reglează sistemul nervos. Un tratament bine condus are un rol esențial în calmarea sistemului nervos, intervenind în stări de nervozitate și distonii neurovegetative, spaime, atacuri de panică, amețeli, migrene, țiuituri în urechi. Emotivitate excesivă la persoane cu abilitate psihică, sensibile, irascibile și permanent agitate. Insomnii, dureri de cap, oboseală, stări de anxietate și depresie psihică agresivitate și tulburări de comportament la copii impulsivi, cu tendințe spre bătăi, distrugeri, țipete, violențe verbale. S-a constatat că păducelul are un rol important în oxigenarea și hrănirea celulelor nervoase, mărind capacitatea de apărare a organismului rol important în reglarea colesterolului de multă vreme, au fost constatate acțiunile favorabile în prevenirea și combaterea tulburărilor de pubertate și de menopauză, cu bufeuri, insomnii sau stări de nervozitate și neliniște la femei. Alte efecte au fost evidențiate în reducerea colesterolului, în unele afecțiuni digestive, diaree, dizenterie, dispepsie, litiază biliară, iar în uz extern contra unor boli de piele, panareițiu, lichen, bătături, mâncărinii pe tălpi și întregăgetele picioarelor. Lactele bătrânilor previne atărarea capacităților mentale la persoanele de vârstă înaintată, păducelul este cel mai bun remediu în fazele de degenerare a cordului, previne atărarea capacității mentale specifice senilității, îndepărtează depresiile psihice și simptomele bolii Alzheimer. Crește cu 40% capacitatea de efort fizic și intelectual, respirația este mai bine reglată, iar inima are o rezistență sporită la solicitările îndelungate și la stresul cotidian. Cura cu tinctură de păducel, extractele de păducel, obținute în alcool, vin și siropuri, macerate, sunt apreciate ca cele mai eficiente medicamente de origine vegetală pentru dereglările cardiovasculare și ale sistemului nervos. Tinctura de păducel se prepară din 20 g de flori, frunzei sau fructe uscate, care se mărumțesc într-un mojar sau se macină și se pun la macerat în 100 de ml mele alcool 600, timp de 10 zile, într-un borcan închis hermetic. Se strecoară prin tifon în sticluțe închise la culoare. În cantitate mai mare, se iau 10 linguri cu plantă uscată, la 500 de ml mele alcool 600, care se macerează 13 zile. Se consumă intern câte 10-15 picături, diluat în 50 de ml mele apă, de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de mesele principale, în cure de 3 săptămâni pe lună. Tratamentele cu tinctură pot avea efecte remarcabile, preventive și curative, în primul rând în bolile de inimă și de circulație sanguină, cum ar fi cardiopatie ischemică, angină pectorală, hipertensiune arterială, nevroze și aritmii cardiace, palpitații, extrasistole de orice natură, tahicardie paroxistică și edeme cardiace cu inflarea picioarelor și mâinilor, ca urmare a acțiunii vasodilatatoare generale și coronariene și de irigare normală a creierului și a inimii, revenind infarctul și favorizând activitatea continuă a mușchiului cardiac. La crizele de angină pectorală, manifestate prin dureri acute în zona inimii sau ca o gheară spre umărul stâng, bolnavul va fi întins la orizontală, în retaus absolut și cu capul mai sus, fără masaje sau gimnastică respiratorie și va lua înghițituri rare de tinctură în combaterea hipertensiunii arteriale, cura cu tinctură de păducel, eventual asociată cu tinctură de talpa griștei, se face în paralel cu alimentație vegetariană, cu multe crudități, săracă în sare și fără condimente iuți. Tinctura de păducel este benefică și în combaterea stărilor de nervozitate, emotivitate excesivă, în epuizarea fizică sau psihică a organismului și în starea de oboseală, amnezie, tectanie și anxietate, determinând un somn liniștitor. Se poate sublinia că tinctura de păducel se asociază bine cu tinctura de valeriană, în părți egale, din care se iau câte 30-50 de picături de 3 ori pe zi, înainte de mese, cu efect deosebite în bolile de inimă și de nervi. Luată în doze de 3-4 lingurițe pe zi, în cure de câte o lună, tinctura de păducel are efecte excepționale în oprirea tulburărilor de menopauză, mai ales când se asociază cu dieta lato-vegetariană cu multe crudități. Infuzia de păducel calmează stările nevrotice. Infuzia de păducel, flori, frunze, fructe, se prepară dintr-o linguriță cu plantă uscată, la 250 de ml a apă clocotită. Se infuzează acoperit timp de 10-15 minute, se strecoară și se beau 2-3 ceaiuri neîndulcite pe zi, fracționat în mai multe reprize, înainte de mesele principale, în cure de 2-4 luni. Efectele consumului de infuzie sunt constatate imediat în prevenirea și combaterea suferințelor cardiovasculare, palpitații, hipertensiune, angină pectorală, mai ales la persoana de vârsta a treia. Calmează și stabilizează stările nevrotice, alungă gândurile stresante, atacurile de panică, emoțiile și starea de anxietate cuplată cu depresia psihică. După consum, se produce un somn fără coșmaruri, iar la femei se elimină tulburările de menopauză persoanelor cu varce pronunțate la picioare, le este indicat să bea zilnic un litru de infuzie din flori de păducel, în care s-a macerat, timp de oră, coaja de la o lămâie, într-o cură de 5 luni. Pentru a avea efecte sporite, infuzia de păducel se asociază cu valeriana sau cu talpa gâștei, iar pentru a căpăta un gust plăcut se adaugă o cantitate mică dintr-o plantă aromatică, pei, mentă, busuioc, lavandră. Decoctul, bun pentru curățarea tenului de coctul de păducel, se prepară prin macerarea fructelor zdrobite, 100 de grame g, în 200 de ml mele apă rece. După 12 ore, să fierbe timp de 5 minute, se infuzează acoperit 10-15 minute, se strecoară și se beau câte de când pe zi, având efecte cardotonice sau în tratare enterocolitelor, enteritei și a unor infecții genitale, leucoree un decot cu mare eficiență în combaterea tulburărilor cardiace de origine nervoasă, se obține dintr-un amestec de flori și frunze de păducel, 1,5 părți, talpa gâștei, 4,5 părți, rădăcini de valeriană, 1,5 părți, flori de tei, 1,5 părți, frunze de mentă, 0,5 părți, din care se beau câte două pahare pe zi. Extern, se utilizează sub formă de compresă sau cataplasme în boli de piele sau la spălatul feței pentru curățarea și netezirea tenului. Siropul, tonic cardiac siropul de păducel, se prepară într-un borcan de sticlă cu capac, în care se pun, alternativ, un strat de flori proaspete și tocate mărunt și un strat de miere de albine până la umplerea borcanului, ultimul fiind stratul de aprux. 2 cm de miere Borcanul se închide ermetic și se păstrează la întuneric și la răcoare, timp de 4-5 săptămâni, după care se strecoară în sticluțe închise la culoare. Se ia câte o lingură de 4 ori pe zi, în cure de lungă durată, având efecte excelente de tonic cardiac, calmant al sistemului nervos central și al stării psihice, cu reducerea impulsurilor agresive ale copiilor și adulților. Mulberea de păducel se prepară din flori uscate, măcinate fin, din care se ia câte o linguriță de trei ori pe zi, pe stomacul gol, împițind puțină apă, într-o cură de trei luni. Tratamentul favorizează vascularizarea mușchiului cardiac, calibrarea vaselor de sânge care alimentează inima, elimină sechelele post-infarct și stabilizează valorile tensiunii arteriale. De asemenea, poate reduce cu 40% nivelul colesterolului din sânge, având acțiuni pozitive și în tratarea arteritelor obliterante. Vinul de păducel se prepară din 50 de grame de flori de păducel și 50 de grame de vâsc, care se macerează timp de 7 zile în 500 de mililitri ml vin alb. Se strecoară și se bea câte un pahar înainte de mesele principale, având efecte bune în tulburări de menopauză, insomnii ale cardiacilor și dispexii la stomac, de origini nervoase. Alte utilizări în bucătăria fără foc se folosește salata preparată din petale de păducel, amestecate cu frunzei fragede de popădie și de spanac. Din fructele bine coapte se obține o pastă care folosește la crem sau la alte dulciuri în medicina veterinară, se recomandă pentru tratarea animalelor cu edeme cardiace, nevroze cardiace, insuficiență coronariană, degenerescență miocardică, miocardoză de natură toxică și infecțioasă. Din fructele coapte se pot obține coloranți vegetali pentru lână și borangic, dând culori ocru închis și cafeniu roșcat. Din buchete de flori și frunze se obțin culori ocru închis în diferite nuanțe. În parcuri și grădin, sunt plantați arbuști de păduceri în scopuri ornamentale și de protecție, ca gârd gimpios, dând decorațiuni frumos armonizate în combinații cu alte specii dendrologice. În concluzie, atât florile albe de primăvară, cât și fructele care înroșesc colinele, toamna au efecte aproape magice asupra persoanelor în etate, la care trecerea anilor a erodat ceva din mecanismele de funcționare neîntreruptă a inimii și din capacitățile mentale. Preparatele din păducel, considerate lactatele recomandate bătrânilor, sunt total lipsite de nocivitate și foarte bine tolerate de organism, contribuind la prelungirea duratei de viață, cu păstrarea nealterată a facultăților fizice și mentale. Pentru beneficiile sale, vă recomand să vă sfătuiți cu medicul specialist pentru înlăturarea efectelor adverse, apoi consumați. Abonați-vă să nu ratați, apreciați și distribuiți!